Salutare prieteni și bun venit pe canalul meu Tutorialab. Numele meu este Marius și suntem la muncă. Și astăzi este joi, mâine este vineri, mâine o să facem ceva special. O să recondiționăm jantele noastre, o să le vopsim, o să le facem calorii, să scăpăm de orice zgârietură, să fie ca noi. O să trebuiască să luăm spray-uri de vopsit, prime-uri. Prime cum ar fi un fel de grunt, nu știu cum se zice în română, dar aici zice prime. Este ok. O să le facem destul ca lumea, vă arăt și procesul cum se face, în sensul cum încep, cum le termin, ca să vedeți și voi cum va ieși. O să dăm și lac, facem tot, o să le facem tot negru mat, dar o să se zice perfect, fără imperfecțiuni, în sensul să vopsea sărită, pentru că de la trecută nu am dat cu lac. Asta este. Aici este foarte cald afară, stai să vedem. Să punem puțin contactul și vedem câte grade sunt afară, oricum sunt destule. Ia să vedem noi. Op, să oprim radio ăsta. Să cănit. Avem. 21 de grade, este foarte cald, chiar mă topesc. Nu știu ce să fac, trebuie să-mi iau și un aer condiționat, trebuie să vedem. Am făcut ceva schimbări la setup-ul meu, am renunțat la... L-am pus în altă parte. O să vă arăt un video. O să-l pun aici, în acest video, după ce termin de vorbit. Și cam atâta. Da, cam asta a fost, prieteni, noi ne vedem, poate am timp de seară să fac un live, nu știu, să văd ce mai este de făcut. Dar dacă, promit, dacă o să am timp, o să mă ocup de chestia asta foarte important, să facem un live, să mai vorbim, să mai explicăm. Poate în seara asta filmez și o aplicație de făcut bani, ceva de genul, sau o promovare, vedem și noi cum stăm cu timp. Cam atât, nu uitați să te abonezi, să apăsezi pe butonul de like, dai și tu un share la acest video. Și dacă vrei să vezi video de vineri sau de vineri seara, cum facem jantele. Dacă vrei chestia asta, lasă-mi un comentariu că da și o să încarc acea filmare. Dacă nu o să fie prea multe persoane, nu știu, o să încarc și dacă nu o să fie ok, o să o pun pe privat și mi-o țin doar pentru mine. Pentru că tot ce fac la mașină, mai repar ceva, mai fac ceva, le fac pentru mine, pentru că chiar vreau să păstrez acele filmări, că mie îmi plac să mă uit să văd ce am mai făcut la mașină. Da, super tare. Ne vedem data viitoare, prieteni. Pa, pa! A, uitați să vedeți cum a ieșit setup-ul acum, momentul ăsta.